Bună ziua și vă mulțumim că ați acceptat invitația Focuspress la acest interviu. Bună ziua și din partea noastră. Îl avem alături de noi pe guvernatorul de Dunării, domnul Ion Munteanu, și vom discuta despre anul 2020 în rezervația biosferei Delta Dunării, care a fost unul destul de atipic. Mulți au încercat să fugă de zonele aglomerate de pe litoral, în speranța că acolo vor găsi mai mult spațiu în zonele sălbatice. Însă știm că inspectorii RBDD au făcut cu greu față exploziei de oameni în zonele protejate. Cât de atipic a fost sezonul 2020 față de cel din anii trecuți? Fără discuție că a fost un an atipic, în primul rând pentru că multă parte din populația României a rămas în țară și s-a îndreptat spre diferite zone din țară, atât spre zone de munte cât și spre zone de mare delta. A fost atipic, în primul rând, pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, toată lumea s-a aștepta ca unde se duce, în zonele în care vin, să găsească puțină lume, ținând seama de izolarea deltei și așa mai departe. E, nu s-a întâmplat așa și sunt mai multe paliere pe care s-a făcut turism în Delta Dunării. Un palier care, de care ați vorbit și dumneavoastră, cu controlele care s-au făcut, mai ales în zona de coastă, în zona de plaje, unde efectiv a fost o aglomerație de nedescris, că în zone respective s-au depășit numărul de turiști, după părerea noastră, de 4-5 ori decât anii anteriori. Zone respective erau niște zone în care vineau turiști care practicau acest tip de turism de ani de zile. Ei, anul la față de aceștia s-au adăugat și cei care n-au mai plecat în străinătate și au preferat să vină la plaje în zona deltei. Dar care sunt cifrele de anul acesta? Cam câți oameni și cam câte mașini au intrat în rezervație? Și aici trebuie contorizarea acestor intrări o facem pe mai multe paliere. Odată, avem niște automate instalate în diferite zone ale deltei. Sunt 5 automate instalate, 2 în zona de plaje Vadul Corbu și 2 la sediul nostru și încă unul la Murighiori. Dar noi am față de această modalitate de a obține autorizațiile de intrare în delta și permisele, am introdus un alt sistem, un sistem pe SMS, care a fost introdus undeva din luna iulie și care a fost foarte, foarte productiv, în sensul că lumea a preferat această variantă. De asemenea, mai avem agenți în teritoriu și avem centre de vizite unde se pot plăti permisele care așa. Și toate acestea au sumat, eu am să vă spun așa, pe embarcațiuni au fost eliberate 3500 de permise, autoturisme 25.000. Pentru activitatea de turism 99.000 de permise și pescuit sportiv 40.000 de permise. Dar aici trebuie să ne... Sunt două feluri de cifre. Odată, noi avem, prin autorizațiile de mediu care le dăm societăților de turism, obligativitatea acestora este de a ne transmite ce turiști vin în locațiile lor. Acestea se transmit lunar, până la 10 ale lunii respective. Avem o evidență și avem în jur de 45.000 de turiști raportați în această modalitate. Dar mai sunt și turiști care vin pe cont propriu, care folosesc mijloacele de transport proprii pentru zonele unde se pot duce cu așa ceva, sau mijloacele de transport în comun la vale. Și spre sfârșitul anului vom avea însă toate aceste cifre și toate aceste date. Noi, la momentul de față, facem o analiză a anului, dacă vreți, a sezonului turistic, care s-a terminat undeva la
1 octombrie, pentru că a fost vreme frumoasă și în continuare și în perioada octombrie a fost vreme foarte frumoasă și au venit foarte mulți pescari sportivi. Și atunci, împreună cu Institutul de Cercetări, încercăm să evaluăm ce s-a întâmplat de-a lungul verii, ce a însemnat numărul mare de turiști asupra habitatelor și ecosistemelor din Delta Dunării și vom avea pregătit un material pe care probabil că îl vom putea discuta într-o altă întâlnire. Exact, chiar am vrut să vă întreb, care a fost impactul asupra mediului înconjurător? Ați spus niște cifre destul de mari. Fără discuție că cifrele sunt mari, e vorba de modalitatea care s-au făcut turism. Turismul s-au făcut de către firme responsabile care veneau cu activitate turistică un pic mai specială, de birdwatching, de turiști caia, de da. Kayakul, sigur, kayakul este a avut un boom în acest an în materie de s-a dezvoltat foarte tare acest tip de turism care sunt un tip de turism extraordinar de bun pentru natură. Avem un alt fel de turism care se face în niște zone strict protejate, unde în confortate cu legea 57, noi am permis și s-a permis cu acordul Consiliului Științific stabilirea unor trasee minimale ca turiștii să vadă zonele aceste zone foarte valoroase din punct de vedere ecologic. Astfel de zone sunt la Letea, la Caraorman și în zona Sfântul Gheorghe, în Mereaua Sfântul Gheorghe. Aici au fost probleme. Spuneți de traseele de acelea de o zi? Nu. Traseele de o zi sunt varianta turistică și oferta turistică a firmelor de turism. E adevărat că acestea, turistul vrea ca într-o singură zi să vadă cât mai mult și nici nu cred că este și cine a reclamat în sensul că a scos în evidență faptul că turismul de o zi este oarecum dăunător, are foarte mare dreptate. Așa este, pentru că un turist pe 3-4 zile poate, făcut în liniște slow, poate să îl ducă pe turist spre o cunoaștere mai amănunțită a deltei, nu spre a merge și a... Eu mă refeream la trasee, sunt trasee în care Letea, Caraorman și Meleaua Sfântul Gheorghe, unde firmele de turism se duc cu turiștii. Problema este că sunt foarte mulți turiști în același timp în zonele respective. Și noi acum, cum vă spuneam și mai devreme, facem evaluarea aceea și este posibil ca anul viitor să facem niște reglementări privind aceste zone de număr de intrări, de număr de turiști și așa mai departe, ca să avem un control mai riguros asupra... Eu aș putea să recunosc faptul că am fost luat pe surprindere de acest sezon turistic. Acum un sezon atipic pentru toată lumea în contextul pandemiei. Fără discuții. Și atunci încercăm să învățăm niște lecții din ce am făcut în anul 2020 și anul 2021 să-l abordăm în altă manieră. Dar care au fost cele mai grave situații cu care v-ați confruntat? După părerea mea, cea mai gravă situație la acest moment sunt navele rapide cu viteze foarte mari, care este normal să se folosească astfel de nave pentru transportul călătorilor și a turiștilor de la Tulcea la Sulina, de la Tulcea la Chilia, Periprava, Sfântul Gheorghe, pe brațele principale ale Dunării, unde se pot aborda și viteze foarte mari. Problema intervine în momentul când aceste nave cu motoare foarte puternice se îndreaptă spre interiorul deltei, unde canalele sunt înguste și se creează în aceste zone niște probleme foarte mari, pentru că ei utilizează, repet, motoare puternice de la 150 de cai până la 300 și produc valuri
care valuri erodează malurile, care valuri împing pe mal puietul de pește din apă, distrug cuiburi și așa mai departe. Deci asta, după părerea mea, este și lucrul ăsta încercăm să-l rezolvăm în acest moment și să-l discutăm și cu Ministerul Transporturilor și cu Navrom Tulcea și cu alte consilii județeane și așa mai departe. Dar haideți să vorbim concret. Ce au voie să facă turiștii care ajung în biosferă și ce nu? Unde trebuie să-și lase mașinile? Au voie să campeze pe plajă sau în zonele cu vegetație? Nu au voie? Deci, toate răspunsurile astea, să știți că eu vă voi spune în mare, dar ele se găsesc pe site-ul nostru. În principal, dacă ne referim la zone de plaje, este interzisă camparea pe plaje cu corturi, lucru care este totalmente nerespectat și au fost momente când pe plajele Vadul Corbu erau în jur de 20.000 de oameni și 10.000 de mașini. Au fost și ceva amenzi sezonul ăsta pe plajele. Da, sezonul au fost amenzi. Vreau să vă mai spun ceva. Ce vă spuneam mai devreme cu vitezele. Noi acum avem una dintre metodele pe care o să le folosim, este utilizarea radarelor. Avem un singur radar pentru viteze. Acum suntem în etapa de a mai achiziționa două sau poate chiar trei până la jumătatea anului și în anul viitor să le folosim, să verificăm modul în care se respectă sau nu vitezele în Delta Dunării. Deci o metodă mai simplă de verificare. Asta e o metodă, dar noi ne gândim și să găsim și alte pârghii prin care să descurajăm nu utilizarea navelor puternice, dar vitezele să fie respectate. Pentru că noi există marcaje care spun exact pe un canal cu cât ai voie să te deplasezi. În momentul când nu se respectă... Și noi am utilizat astfel de radare peste an. Un singur radar, cel pe care îl avem, în diferite zone, ele erau descurajante într-o perioadă din început a controlului, după care nu se mai foloseau, ca și la mașinile de pe șosele, se anunțau între ei, probabil, cei care aveau embarcațiunile și respectau vitezele respective. Deci se poate să respecte vitezele, dacă se vrea. Mă întorc la ce m-ați întrebat mai devreme, la zona de plaje și de... Noi avem în Delta Dunării, acum ne referim la plaje, după aceea mă voi referi la alte... Da. În zonele de plaje, cele la care se poate ajunge cu mașina, care sunt Vadul Corbu, acolo, v-am spus, a fost un aflux foarte mare de oameni. Eu aș vrea să scot în evidență un lucru, însă, că lumea a început, dacă la începutul perioadei se lăsau foarte multe deșeuri pe plaje, asta e una dintre interdicțiile, să nu se lase deșeuri, să nu se... La spre jumătatea sezonului, după controlele noastre intense și după ce am încheiat un contract, de fapt, contractul l-avem încheiat de vreo 3 ani de zile, cu primăria Corbu, am ajuns în situația în care foarte puține cazuri existau de deșeuri lăsate de izbeliște pe plaje. Este un lucru bun. Da, era un lucru bun și pe care l-am apreciat. Toate deșeurile se duceau spre zona de punerea lor și erau ridicate uneori sâmbătă și duminica și de câte două ori pe zi. Vreau să spun că am plătit atât primăria Corbu cât și RBDD-ul au plătit sume foarte importante pentru strângerea și colectarea deșeurilor din zona respectivă la firmele de salubritate. Și dacă pe o parte noi am încasat bani de pe intrările în Delta Dunării și de pe permisele de pescuit, vreau să vă spun că mare parte din banii ăștia s-au dus special pentru zona Vadul Corbu, ca să facem salubrizarea zonei. Dar măcar într-un final, spre sfârșitul sezonului, așa cum am spus. Și vă zic că o să încercăm să vedem și în ce privește plajele. Și aici avem discuții
cu institutul de cercetări care au făcut un studiu specializat pentru așa ceva, să vedem cum vom face, în ce modalitate vom reuși să facem ordine în zona plajelor în anul ce vine. Dar toate aceste lucruri, v-am spus, le putem discuta mai undeva pe la, în luna ianuarie, putem discuta ce avem și ce am pornit să facem. Cu siguranță ne vom vedea și atunci poate o să ne vedem și față în față la un interviu. Voiam să vă mai întreb despre problema incendiilor de vegetație uscată. Știm că localnicii folosesc această metodă de regenerare cam din totdeauna. Dar ce se întâmplă atunci când focul este scăpat de sub control? Care sunt pagubele și cine este tras la răspundere pentru așa ceva? Vreau să vă spun în primul rând că este o, această modalitate de a se igieniza și de a-și pregăti, zone de pășunat a localnicilor. Există de totdeauna, să spun așa, și sunt mare parte din aceste incendii, și vreau să vă spun că au fost în anul acesta 175 de incendii, mai ales în perioada ianuarie-martie, aprilie chiar, și ele nu scapă de sub control, în sensul că există o abilitate a localnicilor de a face astfel, dar există și cazuri, așa cum a spus dumneavoastră, când ele scapă de sub control. Au fost un caz acum câteva săptămâni în zona Chituc, când au ars suprafețe destul de importante. Și atunci noi avem o procedură la rezervație, noi avem oameni în teritoriu care anunță în timp real ceea ce se întâmplă. De asemenea, mai avem un sistem prin satelit, e un abonament pe care poate să-l facă oricine la o platformă care transmite în timp real și anunță pe e-mail când se întâmplă, unde au loc incendiile, cu hartă, cu tot ce... Deci avem o oarecare modalitate de a ști exact ce se întâmplă și cum se întâmplă. În timp real, după ce primim aceste semnale, avem un sistem de anunțare a ISU, a tuturor organelor care s-ar putea implica într-o astfel de situație. Și, repet, nu cred că decât în proporție de, să zic, 10% din incendii au avut o răspândire mai mare. Restul sunt incendii care se sting de la o zi la alta, tocmai pentru faptul că ele sunt făcute în zone, între canale, între zone unde se întrerupe focul din cauza. Doar dacă este vânt, atunci se răspândește pe suprafață. Vântul este cel mai important factor de răspândire a incendiilor, de întindere a incendiilor. În încheiere, aș vrea să-mi spuneți pe scurt, care sunt perspectivele ARBDD pentru 2021? Perspectivele din punct de vedere... financiar și social. Bun. Deci noi avem o gândire de... Avem un plan de acțiuni pe anul viitor. Acest plan va fi supus aprobării Consiliului Științific. Planul cuprinde mai multe paliere. Noi lucrăm în momentul de față și avem în lucru niște proiecte foarte importante. Sunt niște proiecte, e vorba de 6 proiecte la care avem semnate contracte în valoare de 32 de milioane de euro. Sunt proiecte care vor rezolva absolut toate problemele rezervației în momentul când se vor finaliza. Adică sunt proiecte care conservă niște specii periclitate, sunt proiecte care au ca finalitate de colmatări, 3 proiecte, de colmatări de canale și de zone colmatate. Este un proiect care este cel mai important pentru noi, de revizuire a planului de management, care ne va da absolut toate direcțiile în care se dezvoltă
se va dezvolta rezervația, inclusiv cartarea unor habitate. Deci toate habitatele din Delta Dunării vor fi cartate și vom ști cât reprezintă și unde sunt și ce se poate sau ce nu se poate face în ele. De asemenea, mai avem o acțiune foarte importantă, cadastrarea a 170.000 de hectare din Delta Dunării. Tot ce înseamnă extravilanul din Delta Dunării. Și când vom termina toate aceste acțiuni, vom fi în posibilitatea de a avea o oglindă perfectă a ceea ce înseamnă Delta Dunării și nu vom mai avea nicio sincopă în activitatea noastră. Deci aveți un plan de măsuri destul de elaborat pentru 2021. Da. Sperăm să puteți să faceți majoritatea proiectelor, dacă nu reușiți să le implementați pe toate în 2021, că mai sunt anumite probleme. Ele sunt timp pe mulți ani. Eu v-am spus că pur și simplu pe 2021 avem o parte din ele. Au o parte. Ele se desfășoară până în 2023 și atunci se desfășoară activități și obiective din cadrul acestor proiecte. Bun. Despre o situație pe tot anul 2020 ne vom revedea la un alt interviu. Noi vă mulțumim foarte mult și vă mulțumesc. Sperăm ca turiștii să înțeleagă totuși că Delta nu este litoralul și să meargă cu mașinile sau să campeze pe plajă. Asta este și rugămintea noastră și sperăm că am fost înțeleși, deși uneori suntem blamați, deși uneori să înțelegi greșit acțiunile noastre. Eu vreau să vă asigur pe toată lumea că, de fapt, noi facem aceste acțiuni spre binele naturii și spre binele populației. Dacă distrugem în 2 ani de zile natura, s-ar putea ca peste 5 ani de zile să nu mai avem unde să ne ducem. Așa este. Vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumesc și eu!